Am amețit, frate. Bună ziua, dragilor și dragilor, mult iubiților și stimaților. Ia să-mi sting și tu lumina, așa-i? Din reflex. Voi toți cameramanii îmi dau neamț, uite, ia rec de aici, că noi plecăm și când pleacă, îmi sting lumina. Mă lasă pentru neric. Ia. Nici nu se simte, e mai bine așa, cu lumina stinsă chiar. Bună ziua, dragilor și dragilor, murtubiților și stimaților, după lupte seculare care durează aproape de o săptămână, iată-mă din nou în fața dumneavoastră la fantastica, mirabilioasa, extra fantastic, fenomenala emisiune 24 de titluri, care 24 de titluri a devenit, pe urmă, 15 titluri, pe urmă 13 titluri, pe urmă 8 titluri, la final o să se cheme niște titluri. Ceva acolo. Știți foarte bine că e perioada cu concediile. Din nou zgăurit? Zgăurit? Sau unde? Aici. Pe verdele ăsta o să fie o gaură. O să vedeți în spate. Da, ăsta-i tricou cu gaură. E perioada cu concediile. Oamenii au plecat să se bucure de mulți dintre ei beneficul concediu, meritatul concediu, așa că trebuie să suplinesc lipsa unor personaje de aici din televiziune, din 24, roman24.ro. Așa că mai greu cu realizarea emisiunii astea, asta este. Între timp, mie îmi place că de fiecare dată când lipsesc eu din emisiunea asta, se întâmplă chestii. Uite, a murit regina, război în Franța, declarație foarte interesantă a francezilor, suntem sub în stare de război. Turcia și cu Statele Unite, adică, da, vor ei neapărat să se bată puțin. Rusia cu ISIS-ul, vor și ei să se mai bată. Nu ne place să ne batem așa ca idee, adică toată lumea și-ar dori mai bine, mai liniște, mai fain și ăștia nu știu cum să facă să-și consume muniția, că altfel nu imaginez ce se întâmplă. Suntem pe 3 august, între timp sora mea a făcut niște ani la mulți ani, n-am apucat să-i zic în emisiune, dar îi zic acum, după 3 zile întârziere, la mulți ani, fericire, viață lungă, am văzut-o și față în față și am spus toate astea oricum. Hai să trec pe 3 august, dar nici nu știu cu ce să încep. A plouat în sfârșit în Roman, e răcoare, e numai bine de stat în balcon acum, la fumat și la băut cafea. Între timp ne-am făcut o grămadă de dușmani, impropriu spus dușmani, că ne-am luat iar de apa serv, știți foarte bine, cu filmulețul ăla pe care l-am postat de aici, din spatele casei de cultură, unde curgea apa într-o bucurie. În sfârșit au venit, au remediat, sper, situația după ce au decopertat strada aproape în întregime ca să găsească avaria. Foarte bine că au venit și au lucrat. Nu e vorba doar de ce am spus noi, evident că nu ne bagă pe noi în seamă apa servo, dar probabil că au fost reclamații, plângeri, sesizări de la mai multe persoane, lucru pe care vă îndemn să-l faceți în continuare, pentru că, așa cum spunea și primarul în conferința de presă de luni, pe care ați urmărit-o pe postul nostru TV și pe care o puteți urmări în reluare când doriți dumneavoastră pe canalul nostru de YouTube Roman24 Online sau pe site-ul nostru, că, na, mai degrabă vă trimit la site-ul nostru roman24.ro la secțiunea conferințe, o să-l auziți pe primarul municipiului Roman, Laurențiu Leoreanu, spunând că vrea să introducă, și ați văzut și în știri treaba asta, campania Spuneți-ne ce să simplificăm. Da? Și aici nu vorbim neapărat de birocratizare. Frate, mi-a ieșit din prima. Ci și de sesizări. Eu v-am spus de 100 de milioane de ori. Băi, suntem cetățeni ai Romanului cu toții. Da? Locuim sau nu locuim în Roman, dar de aici suntem toți. Este. Suntem romașcani. Și un oraș care merge spre bine, adică are un trend pozitiv, crescător. Ceea ce e foarte bine. Dar știm foarte bine iarăși că noi ca români nu putem să lucrăm dacă nu stă cineva cu ochiul. Da? Dacă nu stă cineva cu ochiul, nu se face treabă. De ce? Pentru că, așa cum a pățit și Ceaușescu, probabil, omul ăla n-avea cum să fie, nu-i omnipotent,
Nici primarele, nici prefectul, nici primul ministru, nici președintele. Nu sunt omnipotenți, nu sunt omniprezenți și ei se bazează pe rapoartele ălora de sub ei. Care rapoarte pot fi date ca fiind extrem de bune ca să nu intre ăia în rahat? Scenariu, nu exemplu, scenariu. Groapa de gunoi. Cum merge, domnule, cu groapa de gunoi? Perfect merge, domn primar, minunat, n-avem ce problemă, totul este în grafic. Ăla ce o să zică, groapa de gunoi merge prost, e supraplină, dă pe afară, mucegăiește, au început să crească copaci atomici pe groapa de gunoi. E un scenariu, da, nu exemplu. Dar omul ăla, care nu e în stare să se ocupe de groapa aia de gunoi ca lumea, va da un raport pozitiv, un raport bun, ca să nu intre el în rahat. Aici primarul merge pe raportul ăla, că un raport oficial, bravo mă, înseamnă că îți faci treaba, ca urmare, din punctul lui de vedere, groapa de gunoi merge bine. Noi, ca cetățeni, știm că groapa de gunoi merge prost. În continuare, repet, e un scenariu, nu un exemplu. Deci situația nu există, da? Da, ca să exemplific. Domnule, cum stăm cu străzile în România? E perfect, domnul primar, n-avem domnul prefect. E minunat. Băi, dar am auzit că mor oamenii pe străzi, că sunt accidente, nu există intersecții, nu există marcaje făcute. Nu e adevărat, domnul prefect de județ, domnul președinte de Consiliu Județean. Da? Totul este super ok. Ăla ce o să zică? Doar nu o să fie prost să spună, domnule, nu, mor în fiecare zi câte 5 în intersecția aia, pentru că nu sunt capabil să o fac. Nu, el o să dea rapoarte pozitive și ca urmare prefectul, da, o să meargă pe raportul omului oficial și o să creadă că totul e ok. Pe de altă parte însă existăm noi. Și când spun noi, nu mă refer la noi, televiziunea Roman24.ro, neapărat. Dar existăm noi ca cetățeni. Noi mergem pe jos, din mulți dintre noi circulăm la picior, vedem lucrurile așa cum sunt ele. Din fericire, iarăși există platforma domnuleprimar.ro. Există la pe site-ul primăriei Roman un loc special în care puteți pune sesizările voastre. Voi repeta chestia asta de 100 de ori. Depuneți, scrieți sesizări. Băi, e ceva ce vă sare în ochi. Nu e ok, vi se pare că nu e în regulă? Puneți o sesizare acolo. Domnule, mi se pare că sunt prea mulți câini vagabonzi din nou în Roman. Mi se pare, nu sunt medic veterinar, s-ar putea să nu fie, nu i-am văzut cu chestia de aia un reche, s-ar putea să nu fie sterilizat, nu știu, nu mă pricep, dar sesizez chestia asta ca cineva să vină și să-și facă treaba. La final veți vedea că în conferința de presă pe care primarul o susține și în care ne ține la curent cu tot ce se întâmplă în Roman, bravo lui, bine că face chestia asta, da? Veți vedea că la un moment dat vă spune, băi, în urma sesizărilor, că face chestia asta, vedeți, că dă toate lămurile necesare, adică mai rar ai să vezi un primar care să țină ascunse chestii. Nu, omul ăsta chiar zice tot, la un moment dat zici, bă, oprește-te puțin, dar nu, el chiar zice tot, adică, da? În urma sesizărilor primite am constatat că serviciul de, nu știu ce, de ca animale vagabonde, câini vagabonzi, cum se cheamă, da, nu și-a făcut treaba. Sau și-a făcut treaba și a prins 80 de câini care vă mulțumim pentru sesizări. Sesizați. Nu reclamați, că sună urât. Sesizați. Că-s mici probleme. Pe aici, pe acolo. Că el nu are de unde să le știe. Și nu spun că e incompetent musai, da? Dar nu are de unde să le știe, că nu e peste tot în oraș. Din punctul ăsta de vedere, păi, asta e situația, îi țin partea omului. Bă, bun, are servicii sub el care ar trebui să-l țină la curent mereu, cu orice, da? Unul din serviciile cele mai importante ale primarului sunt cetățenii. Este? Hai să ne gândim și la varianta asta. Și să-l ajutăm pe om, că și el ar vrea să facă, vedeți că are o mulțime de planuri. Uite, acum, de exemplu, o să iasă un mare scandal în Roman cu schimbarea asta a fântânii artesiene din fața primăriei, din parcul din fața primăriei. Explicațiile au o logică. Sistemele alea de care fac apa să țâșnească sunt foarte vechi. Genul ăla. Adică hai să ne gândim, uite, dacă îți cumperi un televizor, o plasmă, degeaba îi aduci diode sau lămpi. Că da? Sau uite, tu ești ultimul om din România care are televizor pe lămpi. Foarte bune. Da? Foarte bune. La vremea lor. Corect?
și se strică ceva sau nu mai funcționează și ai vrea să ți-l repari, că ții musa la el. Neapărat vrei tu televizorul ăla pe lămpi. Dar nu mai există lămpi, că nu se mai fabrică. Între timp au apărut alte tipuri de televizoare și nu se mai fabrică lămpi. Păi ce faci? Ții un televizor în casă să prindă praf, să vină vecinii și să spună, bă, vecine, dar ce faci cu hardughia aia? Bă, ții acolo degeaba, ia-ți dracu o plasmă. Sau îți cumperi o plasmă. Sau, bă, în fine, plasmă, un televizor nou, generație nouă. No, și cofândă în arteziană, conform explicațiilor din conferința de presă, e cam aceeași chestie. Nu mai există porcării din alea care fac să arunce apa în sus. Duze, doze, cum dracu se cheamă, dacă nu mă pricep. Și atunci primarul a zis, băi, gândim o variantă să înlocuim, să facem altceva acolo. Sincer, ok. E adevărat, fântâna arteziană din fața primăriei este emblematică pentru municipiu. Are o formă, era mișto că putea să în spatele ei să facă centrala aia ciupercă. În mare aveau cam aceeași formă cumva întoarsă, da? Și centrala ciupercă era emblematică, dar să o ții acolo ca să ce? Fântâna arteziană la fel. O emblemă pentru municipiul roman. Dar a devenit inutilă pentru că dacă se strică porcăriile alea, după aia nu mai aruncă apa în sus. Și dacă nu mai aruncă apa în sus, cetățeanul va fi nemulțumit că el merge la fântâna arteziană și ar vrea să vadă țâșnitori. Dar nu mai există. De ce? Că nu se mai fac din alea, ci că au cumpărat dozele alea de la toate, au golit țara. Au golit depozitele din țară de porcării de la deduse și nu se mai găsesc, da? Și atunci ce faci? Știu eu fântână arteziană ca să ce? Să fie niște beton acolo? Și atunci, da, din punctul ăsta de vedere, din punctul ăsta de vedere strict, bă, frate, poate ar trebui gândit altceva. Și uite că există posibilitatea ca orice cetățean să își dea cu presupusul, cu părerea. De ce nu? Poate sunt arhitecți, ingineri, designeri. Gândiți o variantă de fântână arteziană nouă, care să vă poarte numele, frate. Acu e varianta. Acum e momentul. Când s-a făcut povestea cu imnul romanului, n-am văzut implicare decât de la două, trei persoane. Una dintre ele a și câștigat, nu știu cum să-i spun, a propus varianta de imn al romanului. La momentul respectiv, o chestie considerată inutilă. Dar uite că în timp se începe să fie folosit. Inclusiv maica mea a participat, am postat pe Facebook și pe blogul meu personal la vremea respectivă versuri pentru imnul romanului. N-au ajuns unde trebuiau să ajungă, probabil că ar fi avut șanse fi niște versuri foarte mișto. N-au ajuns unde trebuiau să ajungă și acum romanul are un imn. Astea sunt chestii care rămân peste timp, adică dacă aveți o variantă, sincer, vorbim acum la modul serios, aveți o variantă de fântână arteziană, vi se pare că, bă, frate, să ieșim cu ceva în evidență, nu știu, uitați-vă pe internet, fântâni arteziene deosebite, da? E, nu știu pe unde dracu, am văzut un robinet, frate. Da? E un robinet din care curge apă constant, aia fântână arteziană și, interesantă, vin turiștii să o vadă, bă, e un robinet. Imens, da? Niște bile de pe care curge apă, bile umede. Da? Ceva, variante. Băi, deci ești inginer, arhitect, designer, dracu, bă, ai o idee, propune-o. Că dacă nu te implici, ce să spui mereu? Da, să-și facă primarul treaba. Primarul nu e nici arhitect, nici inginer, nici proiectant, nici designer. E profesor de matematică. Da, el poate să-ți calculeze niște costuri. Dați-i o mână de ajutor omului. Bă, dar nu are servicii? Da, bă, are servicii. Dar de la serviciile lui vor veni câte? Două idei, trei sugestii. Noi suntem 60.000 români dacă o mai fi și în zonele din jurul român. 60.000 de idei sunt mai bune decât două. Deci vă rog, dați-i omului idei. Pentru fântână, ăsta e momentul să rămâneți în istoria, în cartea de aur a municipiului roman. Dați idei de fântână arteziană care să poată fi făcută, logic, care să fie realistă, da? Nu facem războiul stelelor. Dați ideea și fântâna arteziană va fi recunoscută cu numele vostru. Nu? Cât e de mișto? Ăsta e momentul. Orice porcărie de idee, orice prostioară, de ce se numește brainstorming? Că din o idee proastă, dintr-o idee proastă, cineva cu studii poate extrage o idee bună, finală.
dați-vă cu presupusul. Pe 3 august de-a lungul vremilor, în 77 s-a terminat greva minerilor din Valea Jiului, în 75 s-a încheiat vizita oficială de 2 zile efectuată în România de președintele american Gerald Ford. Polul Nord a fost atins sub calota de gheață de submarin atomic american Nautilus în 1958. În 1929 s-a creat regia autonomă a poștelor, telegrafelor și telefoanelor, PTT-ul, care a luat în exploatare și administrare servicii republice de poștă, telegraf și telefon, viitorul PTTR. În 1914 are loc inaugurarea canalului Panama, 79,6 km lungime. Bun. La mulți ani, Mihaela Rădulescu și James Hetfield, membru fondator al trupei Metallica, Mariana Bitang, antrenoare federală de gimnastică, Dana Dogaru, actriță română de teatru și film, Martin Sheen, actor american, cam atât, da? Cine ne-a părăsit? Bubba Smith, fotbalist american, în 2011. Bine. Și Veronica Micle, văd eu bine aici, da? Veronica Micle în 1889. În România este ziua municipiului Timișoara. Este data intrării armatei române în Timișoara în anul 1919. Sfântul Ilie a serbat ziua municipiului Timișoara cu ploaie care a reușit să paralizeze traficul în aproape întreg orașul și să inunde 3 spitale întregi. Știm foarte bine, probabil că ați văzut la știri, dacă n-ați văzut în buletinele de știri, urmăriți pe Facebook, sigur au apărut imagini de acolo. Dezastru în Timișoara, în urma unor ploi, nu știu cum dracu să face al noi când plouă, e varză, e ploaie, frate, e apă, apa e făcută, e lichidă, e făcută să scurgă. Spusesem la un moment dat în timpul alegerilor, dacă mai țineți minte, un oraș care se inundă în urma unei ploi trebuie să-și schimbe primarul. Da? Mergeți pe ideea asta. Un oraș care se inundă în urma unei ploi, fie ea torențială, trebuie să schimbe primarul. Și voi spune mereu chestia asta. Cum Dumnezeu ploaia care e apă lichid, rămâne la suprafață. Ce fel de canalizare are orașul ăla? Între ploi, o să vină toamna, știați? E uimitor, dar poate nu vă vine să credeți. Toamna vine în fiecare an. Și vine cu ce? Cu ploi! Vine cu ploi, că se cheamă toamnă. Păi știi că vine anual toamna aia cu ploi și tot anul, freci menta, nu pui oamenii la treabă, nu sesizezi, nu, da? Și toamna începi să te plângi că a plouat și te-a inundat. Și atunci voi întreba, dar de câte ori ați desfundat canalizarea? Dar de câte ori ați încercat să o lărgiți? Păi niciodată. Normal că te inundă. E simplu. Nu înțeleg cum dracu, frate, alte țări. Eu cred că românii nu vor, mă, să evolueze. Alte țări au trecut la construcții de autostrăzi submarine. Norvegia, de exemplu, are în proiect o chestie de genul ăsta. Autostrăzi, sensurile, fiecare băgat în câte un tub, la 30 de metri adâncime, susținut de pontoane, care să lege fiorduri, ceva, da? Autostrăzi submarine. Submarine și la noi plouă uimitor și se inundă un oraș de calibru Timișoara. Timișoara, nu zicem Săbăoani sau Pungești sau... Nu, Timișoara. Trafic paralizat pentru că ce? A plouat, frate, nu o să vă vine să credeți. Apoi, Doamne ferește de zăpadă. La Roman, datorită secetei, da? Societatea
apa SERV întrerupe, sistează de fapt furnizarea apei potabile în Horia și Ruginoasa din cauza secetei. Seceta, iarăși, din nefericire, un fenomen din ce în ce mai des întâlnit, încălzire globală, etc., etc. Deci societatea furnizoare de apă întrerupe, sistează furnizarea apei potabile din cauza secetei. Ei au prea multă apă, noi nu avem deloc. Luați de la Timișoara. Înțelegeți? Nu pricep cum se face. Dom'le, fă o treabă. Sunt fonduri. În loc să le aloci unei catedrale, anul ăsta, cu 40 de milioane de lei, lărgim canalizarea, nu lărgim, o regândim pe două străzi. E un pas înainte, e un început. Pe trei străzi, pe patru străzi, e un început. Nu mai facem canalele în mijlocul străzii cu găurele iete atâta, ca la fetele virgine. Luăm o parte din bordură și în malacul ăla de gaură care rămâne, punem un grilaj și să se scurgă apa pe acolo. Nu punem bordură pe toată lungimea străzii. Din 10 în 10 metri scoatem câte un rahat din ăla de piesă de bordură și în locul ei punem grilaj metalic. Cu această ocazie scăpăm de gurile de canal din mijlocul străzii. Moment în care asfaltarea se poate face ca lumea și nu mai vine pe urmă societatea care se ocupă de canale care să spargă asfaltul ca să-și găsească gurile de canal. De ce? Pentru că vor fi pe laterale. Mare brânză! Mare brânză! Nu, dar așteptăm să plouă și pe urmă să spunem, frate, a plouat. Voia lui Dumnezeu. Nu mai mișcă nimic în Timișoara că a plouat. Un tren a deraiat, mergând cu fantastica viteză de 15 km/h, că atâta merge CFR-ul. Da? Totuși a deraiat, a reușit să deraieze. Cum? Miracol! A tras ăla de volan, prea brusc. Nu înțeleg. Știm foarte bine că iarna trenurile merg cu viteză foarte mică, pentru că iarnă, vara merg cu viteză foarte mică, pentru că e vară. Între ele se merge cu viteză mică pentru că nu vrem să stricăm tradiția. Da? Ce se întâmplă cu România? A fost o perioadă de boom, o revoluție tehnologică, cum dracu să cheamă. A fost un moment în care oamenii erau mai deștepți decât noi sau ce? Au inventat chestii noi, au venit cu idei noi, au propus idei noi, s-a încercat îmbunătățirea nivelului de trai. Acum parcă stagnăm și nu doar că stagnăm, dar dăm înapoi. Statul te fură pe unele chestii care sunt declarate neconstituționale, te fură. Curtea Constituțională declară că nu e normal ca statul să facă treaba asta. Statul vine și spune, nu-ți dăm oricum bani înapoi. Mă refer la taxa de mediu, timbru, poluare, primă înmatriculare, spuneți-i cum vreți. Că a purtat o mulțime de denumiri. Ca urmare, după ce Curtea Constituțională declară neconstituțională, ilegală porcăria asta de taxă, vine Ministrul Transporturilor și spune că gândim alte variante de taxă din toamnă care să-i satisfacă pe toți. Pe care toți? Că cei care vor să-și înmatriculeze mașina nu sunt satisfăcuți, ei nu intră în categoria toți, deși nu le place taxa asta, care este declarată neconstituțională de 6 ori. Și statul vrea în continuare. ANAF-ul dorește să știe din timp dacă pleci în străinătate mai mult de 6 luni. Dar frate, nici eu nu știu dacă o să stau mai mult de 6 luni. De ce? Că mă duc să-mi caut de muncă. Plec din România tocmai pentru că statul mă fură. De aia plec. Nu mă duc să vă cer voie să plec din România ca să nu mă mai fure. Pentru că atunci ce o să întâmple? A, vreți să plecați din țară la muncă în străinătate? Da, vreți să câștigați, dar plătiți în avans o sumă. Păi de ce? Că
interesează, de-aia plec din România, ca să nu mai plătesc jumătate din ce câștig unui partener care nu mă ajută cu nimic. Direct de statul român. Înțelegeți? Numai anormalități, mă, și România pleacă capul și spun, da, frate, lasă așa, lasă așa, nu lasă așa, nu lăsați așa. ANAF-ul vă cere să mergeți cu 30 de zile înainte de a pleca din țară ca să le spuneți dacă veți sta plecați mai mult de 6 luni. Dar cine trahat știe cât o să stea în străinătate? Că îți poți găsi de lucru și să te întorci peste 14 ani. Sau poți să nu-ți găsești de lucru și să te întorci peste 5 zile. Cine citește viitorul? Dar nu te duci mai înainte la Arsenie Boca, la mormânt și să-i spui, bre, că cam cât o să stau în străinătate? Nu vine Baba Vanga, că a murit, că noi mergem tare în perioada asta cu predicții. Da? Baba Vanga, nu mai știu ce clar văzătoare, nu mai știu ce clar... Nu știu ce se spală ăștia pe ochi de așa de clar văzători, că eu mă spăl cu apă normală și văd exact în față. Da? ANAF-ul îți cere să te duci cu 30 de zile înainte ca să le spui cât vei fi plecat. Nu știu. Da? Mi-a plăcut un comentariu absolut bestial de pe pagina asta de Facebook, pe Roman24 online. Îmi zice, nu mai știu, uite, îmi pare rău că nu am notat cine anume. O să dau timpul înapoi, frate, cu vreo 12 ani și 6 luni, ca să le spun că s-ar putea să fiu plecat din țară mai mult de 6 luni. Că omul e plecat de atâta vreme. Toți aia care-s plecați și care s-au stabilit acolo, e vorba că doar de rezistența fiscală. ANAF-ul a făcut deja un ghid despre cum să îi taxeze pe aia care sunt în străinătate. What? România, vă spuneam ieri și pe Facebook, a devenit țara în care se merge pe metoda pay it forward, nu știu dacă ați văzut filmul, cu fă o faptă bună mai departe. Dacă cineva te-a ajutat pe tine, ajută și tu pe altcineva neinteresat. La rândul lui, persoana respectivă va ajuta pe altcineva neinteresat. E clar că statul nu te ajută cu nimic, dimpotrivă, cu absolut nimic. Dimpotrivă, statul îți ia. Da? Atunci, oamenii au început să se ajute între ei. Mi-a plăcut grav, îmi spune o prietenă, cineva din străinătate o să-mi trimită bani ca să pot pleca. Și eu voi face la rândul meu același lucru. Voi trimite bani cuiva din România ca să poată pleca din România. Care la rândul lui va trimite bani cuiva absolut neinteresat ca să plece din România. Asta este situația pe care o trăim. Avem o țară, ce facem cu ea? Avem resurse, ce facem cu ele? Le dăm. Dacă nu le dăm degeaba, ne le iau alții forțat. Mai știu ce ministru, ministră, sinistră, spune că România importă de 3 ori mai mult lemn decât exportă. E adevărat, noi exportăm materie brută, copaci, cherestea, importăm materie finită, mobilă. Corect? Importăm mobilier. Păi frate, din România s-au scăs în ultimii 10 ani lemn în valoare de peste 163 de miliarde de euro. Citeam pe net. Da? Milioane de metri cubi de lemn. Păi dacă noi importăm de 3 ori mai mult, înseamnă că ar trebui să fie mobilier inclusiv pe stradă. Pentru că sunt vorbind de sute de hectare, mii de hectare de pădure. E, dacă să spunem, am exportat 1000 de hectare de pădure, ar trebui să importăm, conform declarației Sinistrei, 3000 de hectare de mobilă. Unde nu iese chestia? Că ar trebui să fie mobilă peste tot, dacă noi importăm de 3 ori mai mult material lemnos decât exportăm, sub formă de mobilier. Și exportăm mii de hectare, tăiem și exportăm. Mii de hectare, legal, ilegal, la grămadă, da? Ați văzut că mai nou pădurarii îi bat pe aia care sunt împotriva tăierilor abuzive. Adică pădurarul îi dă în goarnă reclamantului și poliția
Da, imaginați-vă, nu haosul, ci modul în care suntem cu totul cu curul în sus, frate. Pădurarul îl bate pe cel care face reclamație. Pădurarul hoț de lemn, cel care ar trebui să păzească pădurea de hoți și de alte alea, pădurarul îl bate pe cel care sesizează și reclamă o ilegalitate. Iar polițistul, care ar trebui să-l protejeze pe reclamant, zice, așa și eu ce să-i fac? E total anapoda! Începe să-mi sară din gură, frate! Pui! Deja! Da? Băi, e total anapoda ce se întâmplă! Guvernul nu mai protejează cetățeanul, guvernul protejează cetățenii altor țări. Da? E altă poveste. Țara în care orice... Fain era să zic acum pulică, dar suntem la televizor. Orice din ăsta care-i europarlamentar, ai noștri n-au putere nicăieri, nici măcar în România. Sau influență. Europarlamentarii români n-au putere nici măcar în România, dar emite în Parlamentul European. Dar de la ei, din Parlamentul European, vine dica aia, cum o cheamă, care a început să facă scandal la, în Covasna, că de ce funcționarii nu vorbesc maghiară cu oamenii din România. Și a luat la tură pe oamenii ăia. Nu sunt naționalist, nu sunt ultranaționalist. Consider că fiecare om vorbește cu celălalt cum se înțelege mai bine. Cum poate mai bine, condiția la final, să reușească să comunice. Da? Nu mi-a plăcut, în schimb, cum a pus problema. Cum adică nu vorbiți maghiară? Trebuie să vorbim. Nu, nu trebuie să vorbesc maghiară. Trebuie să învețe ea limba română. Clientul trebuie să știe limba română. De ce? Că e limba de stat! E obligatorie în școli! Dacă tante aia de 70 de ani n-a învățat limba română, nu e nicio problemă. Găsim un om care să vorbească maghiară cu ea și se vor înțelege, pentru că oamenii de acolo sunt înțelegători, sunt mai înțelegători decât ne lasă presa să credem. Presa are tendința să ne spună că în Covasna, Harghita, oamenii se bat între ei românii cu maghiari. Nu e adevărat. Oamenii se înțeleg chiar foarte bine. De ce? Că locuitori în aceeași localitate de ani de zile și s-au înțeles până acum fără probleme. A, mici conflicte aici, colo, da? Da? Nu trebuie să inflameze presa situația din zonă. Oamenii se înțeleg, zice, că-s vecini, cum spuneau și aia din material. Dar eu vorbesc și maghiară, vorbesc și română, în funcție de cu cine vorbesc. Dar vorbesc cu un român, vorbesc în română. Eu un maghiar, vorbesc în maghiară. Nu e problemă, adică ne înțelegem. Da? Trebuie să vină câte un sulică din ăsta care să le explice că legea îi obligă să vorbească maghiară cu persoanele care nu cunosc limba română. Tovarășa, dacă persoana respectivă nu cunoaște limba română, nu e nicio problemă. Ea va găsi o persoană care să-i comunice, să comunice cu ea în maghiară. În schimb, aș întreba-o pe tanta respectivă unde anume a făcut școală. Și m-aș duce la școala respectivă și i-aș da afară pe toți. De ce? Dacă asta în 70 de ani n-a învățat limba română, tare-s curios ce se predă în școala aia. Ai un tânăr de 30 de ani care nu cunoaște limba română, el merge la tribunal, la Covasna, de exemplu, și nu vorbește limba română. Nu e nicio problemă, va găsi pe cineva care să vorbească cu el în maghiară, fără discuții. De ce? Spun asta pentru că de 10 de ani se întâmplă treaba asta și se rezolvă situația de fiecare dată. În schimb, m-aș duce la școala generală la care a învățat tânărul respectiv. Bună ziua, care este profesoara de română? Eu. Ești concediată. Că dacă eu aici la Roman, după 8 ani de școală, sunt în continuare în alfabet, nu știu să vorbesc, nu știu să scriu, nu știu să citesc, sunt două variante. Ori sunt a dracu de împuțit, ori cei care mi-au predat sunt a dracu de proști. În ambele variante, vere, tu ca învățător sau ca profesor ai o mare problemă. Ori nu m-am dus deloc la școală, dar e exclus. Da? Cum să nu știi, nu se predă? Chiar și în Covasna și Harghita nu este limba oficială a statului? Nu se predă obligatoriu în școală? Ba da!
chiar și în Covasna și Harghita. Se predă în școală. Cum să nu știi? Minimul, bă, de bază, nu zice nimeni să fii academician. Comunicare de bază. În țara în care orice prostan care vine din străinătate poate face ce vrea. Câte vreme plătește pentru chestia asta? În curând o să guvernul să le spună, băi, a venit nu știu ce societate din nu știu ce țară care a zis că vrea să ne o tragă la toți în anus. Omul vine cu bani, ca urmare dăm repede o hotărâre de urgență în care toți românii când îi văd pe ăștia trebuie să așeze curgul în patru labe. Și noi ca români vă spune, da, băi, de unde e legea, nu-i tocmeală. Da? Habar nu avem ce să facem la fazele astea. În continuare vă spun, trebuie să ieșim cu torțe și furci. De fiecare dată când ceva... Cât mai am? Mulțumesc. De fiecare dată când se întâmplă o porcărie de genul și au votat legi, pensiile speciale și românii s-au și să uită la ei. Pensii speciale pe care le încasează retroactiv. Și ne uităm la ei și ne numărăm pensia pe care nu ne mai aduce poștașul la data potrivită pentru că nici ăla nu e sigur prin lege dacă ne mai dă sau nu. Înțelege? Și noi ne uităm la ei. În loc să ieșim și să-i călcăm cu mașina, pentru că e clar că legea nu ne ajută, legea e de partea lor. Că doar nu o să facă legi pentru noi, o să facă legi tot pentru ei. Și atunci varianta rămâne, când legea este așa și tu mergi așa, nu poți să nu încalci. Și trebuie să urci în mașină și să intri dracului în ei. Poate cineva o să se prindă la un moment dat că, bă, frate, eu cred că poporul nu-i mulțumit. De ce? Tocmai ne-au călcat 8 dintre parlamentari cu mașina. Eu cred că poporul nu-i mulțumit. Da? Zic! Se vede că a ieși în stradă și să batem cu sticluțe în asfalt nu ajută, pentru că e foarte bine antifonat Palatul Parlamentului. Se vede că urletele celor nemulțumiți din stradă nu ajută. În continuare spun, pentru că e bine antifonat Palatul Parlamentului și că le-i doare la bască de opinia noastră. Vin alegeri în noiembrie, decembrie, când dracu să fie. Mai avem o șansă. Noi ne plângem peste tot, e plin Facebook-ul, e plin de, bă, frate, ce au făcut ăștia? Hoți, porci, criminali, comuniști, foști comuniști, securiștii dracului. Oamenii se plâng pe Facebook. De ce am pornit așa? Parcă eram mai vesel când am plecat. Unde sunt? Top, ce mai scumpe? Nu, sondaj 87, nu, cum au reușit doi antreprenori? Nu, stai că mă uit. Păgubiții Carpatica Asig pot solicita din 2 august plata daunelor la fondul de garantare al asiguraților. Păgubiții asiguratorului Carpata Asig, în cazul căreia autoritatea de supraveghere financiară a decis deschiderea procedurii de faliment, pot depune începând de marți cereri pentru plata despăgubirilor care li se cuvin la fondul de garantare al asiguraților. Plata dosarelor se va realiza însă doar după ce instanța de judecată va stabili definitiv falimentul Carpatica, însă lucrul acesta poate dura luni întregi. Fondul de garantare ar putea plăti în cazul falimentului Carpatica Asig circa 624 de milioane de lei, potrivit primelor estimări. Fondul de garantare plătește daune în limita 450.000 de lei, adică 100.000 de euro pe fiecare poliță de asigurare. Restul sumei, în cazul în care valoarea daunei depășește plafonul acesta, urmă să fie recuperată în instanță prin înscriere la masa creedală. N-am înțeles mare lucru. Ideea este că dacă ați avut bani puși acolo sau ați investit în chestia asta mai mult de 100.000 de euro, nu-i mai vedeți. Da? Dar e bine că puteți depune o cerere. A problemă că urmează să umblați luni întregi cu niște acte, se vor face iarăși niște, nu comisii, niște sindicate, asociații, dacă românii fac treburi din astea, și se vor umbla, se vor pierde luni întregi umblând cu serviete, cu acte, de colo până colo, concluzia este că nu veți vedea banii înapoi. Sunt convins pentru că la fel ca și în cazul timbrului de mediu,
poluare sau cum se cheamă el acum, trebuie să dai statul român în judecată ca să-ți recuperezi niște bani pe care ăia ți i-au cerut forțat, deși fusese declarată porcăria de taxă neconstituțională, ilegală, etc. Ei ți-au cerut în continuare și sunt convins că și astăzi, dacă cineva vrea să-și matriculeze mașina, va plăti porcăria de taxă. Deși, pentru a treia oară, a fost declarată ilegală. Tu te-o plătești în continuare. De ce? Pentru că de aia. Pentru că taxă. România riscă, de fapt nu riscă, are chiar șanse mari ca din toamnă să devină prima și singura țară din Uniunea Europeană și probabil din lume care va percepe atât rovinietă cât și taxă de autostradă în același timp. A, știați? Iarăși s-a postat pe Facebook zilele trecute pe pagina noastră pe Roman 24 online și, bineînțeles, în presa națională, că de acolo ne inspirăm și noi. România tinde să devină prima țară și singura țară care va cere, va taxa atât mersul pe autostradă prin taxa de autostradă, cât și prin rovinietă. Bani care cu siguranță se vor întoarce în cei milioanele de kilometri de autostradă construite în ultimii 26 de ani. Evident, taxa de autostradă va putea fi încasată după reparația autostrăzii. Una, da? După reparația autostrăzii, va putea fi încasată și această taxă de autostradă, care va fi un quantum de nu știu cât dracu. Corect? Nu contează cât va costa, cât va fi anume. Deci e important, dar în momentul ăsta mai important mi se pare că plătim de două ori același serviciu inexistent. Plătim de două ori un serviciu inexistent. Da? Odată rovinieta și odată taxa de autostradă. Pentru noi ca moldoveni ne-am scos, nu avem autostradă. Plătim doar rovinieta. Da? Din fericire, nu avem autostradă. Din nefericire, nu beneficiem de un asemenea serviciu care se găsește inclusiv în Ghana. Mă uitam în Bolivia zilele trecute. Zic, băi, dacă ar fi să emigrez, să plec chiar din țară, m-aș duce într-un altă zonă. Hai să încercăm America de Sud. Eu fiind neamțu, frate, eu născut perdant. Eu nu știu să fac bani, n-am idee de afaceri. Am idei, nu știu să le vând. N-am știut niciodată să încasez bani pe ideile mele. Eu le dau oamenilor, alții le pun în practică și fac averi. Eu habar n-am nici măcar să negociez un contract. Da? De aia, dacă cineva are nevoie să mă ia la brainstorming-uri, vă rog tare mult, bun, în materie de idei. Așa, zic, băi, poate dacă o fi să emigrez din România, să plec iarăși dracu din țara asta, m-aș duce în America de Sud. Și cum eu sunt genul ăla de om care merge pe, băi, tradiții, istorie, tradiții mai puțin, sunt interesat de astfel fel de etnolog. Și mișto Columbia, sau mai bine zic, chiar Bolivia, frate. Bolivia, fără discuții, o țară foarte faină. Zic, ia să vedem cum stă Bolivia. Și dau pe Google. Cum e Bolivia, frate? Prima chestie apare mare într-un pătrățel. Bolivia este cea mai săracă țară din America de Sud. Zic, cum dracu mă nimeresc? Nu puteam să zic și eu, de exemplu, nu știu, Republica Dominicană. Republica Dominicană este penultima, cea mai săracă țară. Zic, bă, dar chiar nu nimeresc una care să zic și eu, mă duc într-o țară în care oamenii o duc bine. Nu, frate, Columbia și Republica Dominicană. La astea, mă, la cele mai sărace țări din zona respectivă. Plecând de unde? Din una dintre cele mai sărace țări din zona asta. Da? Dar și în Bolivia îi au autostrăzi, mă. Este cea mai săracă țară din America de Sud. Dar au autostrăzi, nu o să vă veniți să credeți. Și vorbim de Bolivia. Edita țara, bre. Au autostrăzi. Pe la noi, pe la Ministerul Transporturilor, s-au perindat cât că 20 de miniștri în ultimii 26 de ani. Unul n-a fost capabil să găsească o variantă. S-au făcut, în schimb, o grămadă de studii de fezabilitate în valoare de milioane de euro, dacă nu chiar 10 de milioane de euro, bani care au dispărut, au fost pierduți, adică studiile de fezabilitate s-au făcut, niște firme au încasat banii pentru studiile de fezabilitate, studiile de fezabilitate au valabilitate 2 ani.
Ghiciți câți ani au trecut de la Revoluție încoace? 26. Studiile alea au expirat de 10 ori. Pentru ce? Pentru niște kilometri de autostradă. Canada, v-am prezentat filmulețul ăla, nu? Canada a făcut pe sub o autostradă, tăind autostrada cu patru benzi și refăcând-o într-un singur weekend, un tunel. Un tunel pentru cale ferată, făcut pe sub autostradă, au tăiat autostrada ETA6 și dealul pe care era făcută porcăria de autostradă, au venit cu un tunel gata făcut, l-au băgat în gaură, au acoperit cu pământ, dă liber la circulație. Un weekend. Un weekend. În Moscova a venit Putin și a zis: strada asta trebuie refăcută. Ați văzut filmulețul? 800 de basculante erau acolo. 800, de ce? Pentru că au o societate națională de drumuri. Cum de altfel avem și noi, care e inutilă ca un cui înfipt în fund. Dacă ai o societate națională de drumuri și poduri, de ce rahat dai la alte firme mici să-și facă treburile? Ai o societate, pune-o la treabă. Ai 6.000 de oameni angajați la SNE, cum drag se cheamă? Societatea Națională Drumuri, da? CNADNR-ul. Ai 6.000 de angajați, Vasile. 6.000 de angajați și tu nu poți să faci drumuri în regim propriu. De ce? Nu ai fonduri. Dar ai fonduri să dai prin licitație altor firme fantomă care sublicitează altor firme care au un escavator. Și doi oameni care se reazămă de o singură lopată. Și tu ții 6.000 de oameni angajați ca să ce? Dacă ai o societate națională, pune dracului să muncească. Ministerul Justiției vrea să scoată deținuții din închisori și să le ofere contracte de muncă. Deja am pornit cu o idee fantastică, da? Dar o premisă proastă. Ministerul Justiției vrea să depopuleze sau să scadă cumva supraaglomerația, supraaglomerarea în închisori, scoțând deținuții la muncă pe bază de contract, atât în firme private cât și pentru stat. Ministerul Justiției se implică în a le găsi deținuților locuri de muncă. Deținuților locuri de muncă. Nu, Vasile, oamenii au încălcat legea, nu le ofer locuri de muncă. De ce? Că-s deținuți. Prin pedeapsa lor nu au acces la niște drepturi. Gen să fii salarizat în pușcărie, frate. A, vrei să-i scoți la muncă? Vă rog tare mult, le scazi din pedeapsă și îi pui să lucreze împreună cu hoții ăia de la CNADNR, care au 6.000 de angajați. Dă-le forță de muncă gratuită prin deținuți, cărora le vei scădea din pedeapsă. De ce nu-i scoți la muncă? Pe drepturile omului. Și ale mele unde sunt? Tăți au drepturi. Mor. Înțelegeți? În România foarte puțin fură foarte mult. Studiu. Institutul Universitar European prin centrul Robert Schuman, cred că mă opresc după asta, pentru studii avansate, a realizat o cercetare sociologică în 4 țări, Marea Britanie, Italia, Suedia și Statele Unite, cu scopul de a înțelege de ce anumiți oameni își plătesc taxele de bunăvoie, iar alții nu, și care ar fi mecanismele care conduc la acest comportament. Atrași de ineditul studiu, cei de la Academia de Studii Economice din București s-au raliat la acest studiu, au folosit același algoritm de calcul și aceiași parametri pentru a introduce în ecuație și România. Lucru care probabil că a dat studiul lor peste cap, pentru că aici totul e pe dos, da? Potrivit studiului, România au o tendință peste media europeană de conformare voluntară, posibilă concluzie fiind aceea că și ajutați de slaba capacitate administrativă a statului, un număr mic de evazioniști sunt responsabili de faptul că evaziunea ajunge la 20 de miliarde de euro anual, date care vin de la Consiliul Fiscal. Raportul Curții de Conturi pe anul 2014 al ANAF-ului arată că 76% din datoriile recuperabile aparțin la doar 2,7% din contribuabili. Concluzii.
Modul de funcționare a instituției și valoarea stimulentelor influențează disponibilitatea plăților voluntare. Nivelul taxelor este important, dar mai importantă este eficiența colectării. Gradul de conformare voluntară este diferit în funcție de sex, nivelul veniturilor și ideologie politică. În cazul României, potrivit Consiliului, evaziunea ajunge la 15% din PIB. Gradul de conformare potrivit cererii prezentate este undeva în jur de 80%. 80%, adică își plătesc taxele și impozitele. Concluzie firească, puțin oameni fură dracului de mult. Da, și toți sunt parlament. Ăia sunt puțin oameni care fură foarte mult. Toți sunt parlament. S-a rezolvat cu transfuzia de sânge care a omorât o femeie. Cu asta închei. Dacă să vedeți unde locuim. S-a rezolvat. Putem să ne luăm de o grijă. Sistemul medical din România brusc merge perfect. O asistentă într-un centru de transfuzii care funcționa ilegal, neautorizat, da? Mă mir că nu-i femeia de serviciu, bre. Sau portarul. Au o asistentă întreagă chiar. Adică, wow! Unitatea de transfuzii nu se încadra în criteriile de acreditare, dar la final asistenta care a pus greșit etichetele pe sticluțele alea cu sânge, aia e vinovată și ca urmare statul și-a făcut datoria și comisia de disciplină, Ministerul Sănătății și-a făcut datoria și a amendat-o pe femeie cu 700 de lei. Cu 700 de lei n-ajung nici măcar banii să o mormânteze pe pacienta care a crăpat. În urma transfuziei de sânge greșit. Ministerul Sănătății a găsit țapul ispășitor în cazul transfuziei greșite de la Spitalul CF2. Asistenta medicală care ar fi încurcat etichetele de pe probele de sânge a fost amendată cu 700 de lei, adică 60% din salariu. Specialiștii afirmă însă că sancțiunile ar trebui să vizeze în primul rând conducerea spitalului, care a permis funcționarea neautorizată a unității de transfuzii, dar și pe responsabilii din Direcția de Sănătate Publică. Autoritățile aplică primele sancțiuni. Aceasta a susținut că medicul anestezist are și el partea lui de vină, prin urmare DSP va sesiza Colegiul Medicilor în legătură cu un posibil caz de malpraxis al medicului anestezist. Vina s-ar putea să fie împărțită, e posibil să se aplice și alte sancțiuni, a spus ieri Laurențiu Colintineanu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății. O asistentă, o femeie a murit în urma unei erori, o transfuzie de sânge cu o altă grupă sanguină. Asta e că vorbim de alt caz, dar câte cazuri de astea sunt, frate? Stai puțin, că sunt mai prost ca noaptea. Știți că a murit o femeie, a fost mușcată de un câine și s-a dus să-i facă transfuzii. Ălalt era la spitalul de Arș, da. Unde femeia a murit pentru că a făcut septicemie, că a fost transfuzat alt sânge. Cel de la spitalul CF2 este un caz tipic de malpraxis pentru care trebuie să plătească în primul rând unitatea medicală, spun specialiștii. Femeia se zbate acum între viață și moarte. Culmea, pacienta care era conștientă în momentul în care s-a făcut transfuzia le-a atras atenția medicilor că primește sânge într-o grupă greșită, dar personalul medical nu a avut nicio reacție. Pe urmă, la o oră după intervenție, în secția ATI, femeia a suferit o hemoragie puternică, iar cadrele medicale i-au administrat din nou sânge. Ulterior, starea pacientei s-a degradat, familia i-a acuzat pe medici că au încercat să-și ascundă greșeala. Și a luat femeia, până la urmă, 700 de lei amendă. Bună ziua, România! Asta este țara pe care o avem și pe care probabil o merităm. Toată lumea vorbește pe Facebook de vai dacă s-ar întoarce Vlad Țepeș. Ce bine ar fi. N-ar fi bine, bă. De ce? Cam rămâne 10%. Ați rămâne, că și eu am încălcat legea la rândul meu. Am zis pulică și cur și căcat în emisiunea asta de 100 de ori, încât dacă ar fi Vlad Țepeș în viață, m-ar ucide pentru chestia asta. Deci toți ne dorim o societate corectă, dar cu alții. Da? Ne dorim o societate corectă, o societate pe litera legii, bră, dar cu alții. Nu cu mine. Nu cu, da? Nu cu mine, cu toți ceilalți.
Vorbim foarte mult de Vlad Țepeș ca președinte. Vlad Țepeș ar omorât pe toți, ați rămâne 10% din populație. Restul ar fi în țepe. Trebuie să învățăm să vedem exact de unde începe vina, trebuie să ne implicăm și să arătăm cu degetul și să cerem în primul rând. Băi, mi-aduc aminte cu drag de ce spuneam când făceam emisiunea despre bloguri. Cereți! Citiți, informați-vă, stați la curent. Nu urmăriți presa centrală sau televiziunea. De ce? Pentru că televiziunile centrale. Pentru că, frate, vedeți internetul. Internetul este încă ultima linie liberă de informare. E adevărat, de cele mai multe ori se bate câmpii. A se vedea, subsemnatul. Se bat câmpii puternic. Dar sunt persoane care sunt chiar informate și au un punct de vedere și nu sunt plătite nici politic, n-au șefi, sunt de capul lor și reușesc să aibă un punct de vedere. Urmăriți internetul, citiți, faceți-vă un punct de vedere, cereți, pentru că dacă nu cerem, exact asta vom primi. Dacă cerem nimic, exact asta vom primi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, rămâne să ne vedem mâine. Așa zic de fiecare dată și ne vedem săptămâna viitoare la altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, care fiecare dată, toate bune!